Duminică, în Comuna Mireșu Mare, este mare sărbătoare. Primăria și Consiliul Local organizează a doua ediție a evenimentului Întoarcere la Obârșii. Este practic o suită de manifestări la care sunt așteptați deopotrivă localnicii, cei plecați din comună, dar și maramureșenii din alte zone. Noi, cei care trăim și încă respirăm aerul din Comuna Mireșu Mare, invităm pe toți cei care s-au născut, au trăit la un moment dat în comuna noastră, în cele 7 sate, Mireș, Iadăra, Remeți, Tulgheș, Lucăcești, Stejera și Dănești, avem expoziții de pictură, de sculptură, într-un cuvânt de cultură. Printre cei care vor o să ne bucure pe scenă, va fi ansamblu Cununița condus de Leontina Dorca, fiul a satului și cetățean de onoare. Primarul Ioan Mătieș afirmă că a fost pregătit și un moment dedicat centenarului. Pe scenă vor urca mai multe formații din comună, dar și cunoscuta trupă rock Talisman. Mai mult de atâta, noi am pregătit un dans la șură, în șura birăului, unde muzicanții vor sta într-un car ca pe vremuri, un car vechi. Toată zona unde se va desfășura această activitate va fi împodobită cu lucruri meșteșuguri locale. Sunt câteva femei care chiar am încercat să le promovăm încât să, într-un cuvânt, să nu le hie zola de jaba. Cei interesați vor putea să-și cumpere straie populare specifice zonei. Manifestările vor începe dimineață cu slujba de duminică și se vor încheia seara mai târziu. Mai trebuie spus că Daniel Ardelean, Masterchef în 2016, va pregăti 1000 de porții de mâncare la întâlnirea cu fiii satului de la Mireșu Mare.